Doamne, asta este opțiunea 2. Care? Păr stilist. Ce, să te faci tu păr stilist? Da, la bătrânețe mă fac păr stilist. Tu știi că am cochetat în tinerețe, adică nu plec de la zero, Răzvane. N-ai cochetat, Dani, aveai un unchi, frizer. Da. Păi cum, mă? Nu tundeam, îl tundeam pe Robi. Îl tundeam... Dani, îl tundeai cu o mașină de ras. Bunicul și străbunicul. Nu îl tundeai cu farfecă, îl tundeai? Cum, mă, știu și la farfecă, știu și la, la brici, tund la brici. La filat? Tund la brici și la... Și la mai ce? Și știi să descurci păruț încurcat? Știu, el s-a specializat asta pe încurcat păr. Ăsta aș vrea să fiu. Pac! Pac. Băi, a venit... Să ai aici la, la tricou, să ai două cleme de-astea. Cleme, da, da, da. Așa? Și să ai o borsetuță de-aia cu tot felul de... Și m-aș îmbrăca fisticiu, cum se îmbracă ăștia, cu culturul lăsat așa, deci niciodată nu... Frizerul nu e îmbrăcat în frizer. Ați observat? Frizerul acum nu e îmbrăcat în frizer. Este hairstyling. Da. Așa cum nu mai este frizer de căței, există groomer. Adică, na, lucrurile... Ăsta, groomer de oameni, așa. Să fie o coadă la mine, să mă roage frumos să le bag între programări, Răzvane. Eu aveam, să nu pot să... Noi aveam la... Bine, colegul nostru Crăițoiu merge și acum, înțeleg, cu bilețel, cu indicații pentru tuns. Așa am zis, oprișeam, bă, Crăițoiu, deci nu avem nicio... Dar și eu mergeam cu poezie. Nu mergeai cu poezie? Nu. Păi cum, și cum te tundeai, mă? Mă duceam și ziceam, vreau un pic pierdut. Da. La spate. Da. Cu bordură. Cu bordură. Să nu mă filați, dar nu prea se fila pe vremea aia. Și perciunii n-aveam și atunci, ca așa, cum mi lăsam din păr, ziceam până la jumatea urechii. Și în două cazuri din trei mi-a agățat și urechea. Dar ce însemna cu bordură? Da, dar nu era chiar vina lui, se observă clar că nu era. Bordură, cilișa, adică... Era cu bordură. Era și... exact cum e o bordură, așa era finalitatea ce poate să însemne și cu bordură. Și cu o treaptă aveam așa... Te lua, te dădea cu capul de o bordură, ce era să... aici sau bordură? Știi că nu mai aveai o bordură. Păi, nu, cine te lăsa să faci bros? Călugării anglicani aveam aici o conopidă la spate, așa se purta. Iar mie mi-a zis odată un frizer din Reșița că am și protuberanța asta, proeminența asta exagerată. El n-a știut că mi-am spart capul de 9 ori. Oh, Doamne! Și a zis că este simbol al inteligenței. Eu știam că simbolul inteligenței e în față. Da, da, uite aici, frunte lată, minte luminată, așa se, eu am, se zice. Tu ai capul, da, da. Ești spre predator, așa. Una peste alta, asta... Mergeam și mă frumos, mă tundeam. Nu m-am mai dus să mă tund acolo. Nu te-ai mai dus. Nu m-am mai dus, că ăsta frizerul care avea tot timpul obiecte ascuțite și mă cam ciupea aici, vezi că am ronțul ăsta. Ba, și aici m-a ciupit-o, da, dar aici m-a ciupit mătuși mea, nu-ți, da, nu-i problemă. Bine, era și greu la mine să nu mă ciupească, că eu tot urechile astea le aveam, dar aveam capul mai mic. Mă rog. Și nu m-am mai dus la nenea, dar m-am mutat la Nentu Guga, acolo, în zi o sărietă, la centru, mă tundeam și eu pe centru. Când da, era mai mare, dar nu de-aia m-am mutat, că era pe centru, da, de ce? Ci pentru că aflasem că ăsta care mă ciupea veșnic a avut un debate cu șogorul lui, adică ăla care venea la nevasta când el era la să mă tundă pe mine. Și? Și ăla prost, adică eu asta știu că era prost cu ghem, adică după ce te duci să o înghesui pe nevasta frizerului, te duci tot la el la tuns, nu adică cred cât de prost să fii. Uite, asta e treaba pe care n-am avut. Și s-a așezat pe scaun așa și... Și a făcut o procedură medicală să tragă mai mult aer. Prin gât. Dar de ce și ăsta? Cred că avea apucături de ăsta, paramedic, știi, când îți face să... Și nu te-ai mai dus de frică, de ce? Să nu mă mai agață de ureche. La un moment dat eram numai o rană. După ce că erau mari, mai aveam și un leucoplast aici. Adică arătam, eram ca prințul ceas. Da, prin Reșița, eram când... două foi de varză, știi, așa. Răzvan când voia să se tundă, îi spunea numai că mamă, dă și mie 10 lei și două tifoane cu ribanul ăla. Da, te duci, Răzvane, să mă tund. Mă duc la... Da.
Doamne! Ce vrei, mă? Bun, să revenim. După cum știți, noi venim da, uite ce, aici trebuie să găsesc o chestie pozitivă. Da. Uite ce... Auzi! Am. Dacă faci noapte așa cu o farfecă, imediat sunt în picioare. Noi provenim din Reșița, o Reșița în care dacă doi frizeri își puneau mintea, ne tundeau pe toți într-o vine. Deci, wow! Practic, n-avem multe povestiri. Când am crescut mai mari, nu ne mai orientam după frizerul cel mai iscusit, că bani de el n-aveam, ci după cel mai ieftin, cel mai apropiat de Gösser, unde beam pere. Tot timpul umflam suma de tuns când luam de la părinții noștri bani de tuns și încăpeau și două beri. Asta înseamnă să fii antreprenor de mic. Sau să-ți placă...